Ziua eroilor va fi marcată mâine și la Botoșani. Festivitățile vor începe la ora 11 la Monumentul Eroilor de la Cimitirul Pacea. Acolo va avea loc o ceremonie militară. La ora 12, de la fiecare lăcaș de cult vor suna clopotele și apoi autoritățile botoșenene vor depune coroane. După această activitate, autoritățile se vor deplasa la Albești, unde la ora 14 va fi sfințit un monument. Și acolo vor fi depuse coroane de flori în cinstea celor căzuți la datorie. Vom avea la cimitirul, la Monumentul Eroilor la Cimitirul Pacea, începând cu ora 12 și la ora 14 la Albești. Deci vor fi două momente. Se sfințește și un monument al eroilor în comună. În fiecare biserică din țară, în timpul Sfintei Liturghii, vor fi pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români. Totodată, în aceeași zi, când sunt sărbătoriți eroii, este celebrată și înălțarea Domnului, o sărbătoare importantă pentru credincioși.